Bună ziua tuturor, sunt Arotela, cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în berbec și nodul nord în berbec, etalare pentru aprilie 2020. Înainte de toate, vă urez la mulți ani, protecție divină, sănătate, inspirație divină și bucurii, multă, multă dragoste, toți avem nevoie de dragoste și văd că apare dragostea ca și mesaj de la îngeri și pentru voi și e minunat. Încă fac etalările în pat, dar în curând mă voi muta, după ce fac, mi-aranjez lucrurile, mă voi muta în atelier și voi veni mai repede, mai des cu etalările, etalările pe care unii dintre voi le așteptați. În fine, o să vă rog frumos să-mi schimbați, să-mi scuzați manicura, încă lucrez, v-am zis, fac ordine, lucrez în grădină. Când mă așez cu toate, îmi voi face și mânuțele. Mesaj de la îngeri, pentru berbeci. O nouă dragoste. O nouă dragoste. Evident că, văzând cărțile pe care le aveți aici la capătul setului de cărți, mă gândesc că s-ar putea să aveți o nouă dragoste față de voi înșivă, da? Iubiți ceea ce sunteți. Și începem să ne iubim în momentul în care practicăm compasiunea față de noi înșine. Să nu ne mai acuzăm, să nu ne mai învinovățim atâta că am greșit, că nu ne-am purtat într-un anume fel, că cineva nu s-a purtat și i-am permis noi anumite comportamente, da? Ia să ne mai și iertăm, ia să fim amabili și gentili cu noi înșine și să învățăm să ne iubim ca să vină o nouă dragoste mult mai sănătoasă în preajma noastră, a voastră. 2 și 6. 2, relații 6. Eu mă gândesc în acest context în care suntem toți 6, casa 6 a sănătății. 8, evident că înseamnă transformare. Eu zic că învățați să vă transformați în relație ori cu cei dragi, ori cu voi înșivă. Relații sănătoase, am zis 6. Și relații profunde, 8. Foarte posibil să, într-adevăr, unii dintre voi, nu toată lumea, dar unii, să aveți o oportunitate specială în dragoste sau în jobul vostru sau în creșterea voastră spirituală. Sau pur și simplu, dacă aveți vreo problemuță de sănătate, nu neapărat ce se circulă acum, să primiți această nouă dragoste ca pe o însănătoșire, da? Poate o dorință mai veche se împlinește în această perioadă, într-un fel sau altul, că tot e ziua voastră. Dar, repet, eu simt că este vorba de compasiune. Multă compasiune față de voi, da? Iubiți-vă ceea ce sunteți. Iubiți-vă ceea ce sunteți. Pentru că avem iar 8, iar transformare, avem o călătorie de făcut în această viață. Și trebuie să petrecem timp de calitate împreună, că tot e carantină, izolare, ce ar putea să fie, petrecem timp de calitate. Ascultați-vă, vorbiți unul cu celălalt, că poate până acum nu ați avut timp, da, doi relații, doi de care am zis mai devreme, relații cu cei dragi, cu cei apropiați. Poate ați avut de lucru și nu ați vorbit suficient cu cei dragi. Acum, posibil, poate unii stați pe anumite rețele de socializare mai mult, pentru că de întâlnit mai greu, cred eu că vă puteți întâlni, ne putem întâlni, dar măcar la telefon, pe Facebook, pe ce mai aveți voi, Instagram, Skype, stăm mai mult de vorbă. Cine are timp? Eu nu prea am timp, că am mult de lucru. Dar dacă sunteți într-un apartament care nu necesită prea multă muncă, evident că eu zic că acest timp de calitate înseamnă, pe lângă discuțiile cu cei apropiați, cu cei dragi, poate să însemne și timp de calitate împreună cu latura voastră feminină, să zic, că toți avem o latură feminină și una masculină, da? Un timp de calitate cu voi înșivă, în care stați de vorbă, vă ascultați, începeți să vă înțelegeți, să practicați compasiune față de voi, să vă iubiți și eventual să citiți, să ascultați muzică, să faceți sport, să studiați, o să vă zic imediat că aveți și studiu, da? Să studiați acum problema aceasta prin care suntem toți provocați să trecem. Cum să vă vindecați, cum să vă mențineți imunitatea, sistemul imunitar într-o formă foarte bună. Am zis, pentru unii e posibil să
începe să manifestați o nouă dragoste, asta pentru că undeva mai încolo, poate mai spre sfârșitul lui aprilie, se manifestă și o conexiune spirituală foarte profundă între două personaje. Evident, această imagine sugerează că partea feminină, sau neapărat partea feminină, persoana care este mai feminină, că poate este o zodie feminină, un bărbat care e născut într-un semn feminin sau care se manifestă mai feminin, da? Partea feminină este oarecum, din punct de vedere spiritual, mai bine și o susține, o ajută. Nu știu de ce îl văd aici pe Marte și Marte vă guvernează pe voi. Susține partea masculină. Ca și mesaj de la înger, sper că am fost cât de cât pentru unii care, într-adevăr, stați de vorbă cu cineva special, petrecând acest timp de calitate, vorbind despre lucruri profunde, dezvoltați această conexiune spirituală și începe să manifestați o nouă dragoste. Și este foarte posibil ca unii dintre voi, pentru că aveți aici vorbitorul, protejat și children, și copii, da? Unii dintre voi care ați studiat, care aveți studiile necesare și experiența necesară în domeniu, într-un domeniu, să puteți să consiliați, că tot aveți practicat compasiunea, să puteți să consiliați pe cineva și consiliind, creați această legătură foarte profundă care în timp va manifesta o nouă dragoste. Vedem și cum se vor arăta cărțile. Dar probabil că trebuie să vorbiți, repet, cei care ați studiat, cei care ați studiat, să vorbiți eventual despre copii sau despre cum să vă protejați copiii în această perioadă. Evident că poate să fie și invers, să vă conectați voi, că tot e o conexiune spirituală, încerc să vorbesc repede ca să câștig timp, tot e o conexiune spirituală, poate voi vă conectați la cineva care este un foarte bun orator și care discută despre cum să vă protejați copiii. În acest moment, acest înger protector mi-aduce aminte de Marte. Marte poate fi un cavaler protector foarte determinat să-i apere pe cei firavi, pe copii. Depinde în harta voastră natală cum manifestați acest Marte, că e guvernatorul vostru. Dar aveți două cărți care sugerează și un Mercur, destul de bine aspectat, da? Vorbitorul și cel care studiază. Cam acestea ar fi mesajele de la îngeri, oracolele, ce încearcă să vă transmită. Haideți să vedem ce ar putea să vină pentru... La capătul setului de cărți, am zis că există un Mercur sau cineva cu Mercur, regina de spade, poate un semn de aer sau nu e obligatoriu, cineva care se manifestă foarte logic, cineva care vorbește, da? Studiază. Așa simt să citesc cărțile. Vă transmite mesaj despre cum să vă protejați, că nouă de monede, asta, de bâte asta face, protejează, pune bariere. Cum să vă protejați casa, familia, tradițiile, cei dragi, da? Și există acest discurs, discurs destul de înfocat, nu doar logic și pasional. Poate și despre un copil discutați. Hai să vedem. Asta e un scurt mesaj. Vreau să tai cărțile și să vedem ce apare. Le-am amestecat oricum. Berbec, soare, lună, Venus, ascendent în Berbec și nodul nord, aprilie 2019. Haideți să vedem. Justiția, balanța. Am zis că este un cavaler. Interesant. Da, unii aveți de-a face cu o balanță sau dacă nu e balanță, cum am spus mai devreme la această carte sau la care o fi zis, am vorbit despre relații, da? 2. Relația cu celălalt și la voi relația casa a șaptea a relațiilor este în balanță. Aveți cel puțin două semne și niște semne de aer, da? Care sugerează casa balanței a relațiilor.
vă faceți griji, ori voi, ori ei. Cineva rezistă să... Dacă nu e vorba de rezistență, e vorba de un conflict interior și 8 și 5 de spade evocă un conflict mental în legătură cu un nou început. Poate că situația aceasta poate să fie legată de un nou început în dragoste sau situația aceasta vă provoacă să vă restructurați, să vă treziți, zero, turnul, da? La un nou fel de a gândi. Iaute, regele și regina de monede. Un nou fel de a gândi relațiile stabile. Trebuie să luați o decizie. Cum să schimbați o situație în familie. Pentru că, nu știu de ce, dar probabil că voi știți, mie îmi sugerează că regele și regina nu prea se privesc, dar ar trebui să petreceți mai mult timp de calitate, eventual să descoperiți un nou stadiu de dragoste, în dragostea voastră, în relația voastră, sau dacă nu, decideți cum să schimbați o situație care nu e tocmai 5 de cupe, nu e tocmai satisfăcător emoțional. Satisfăcătoare. Da, unor mai greșesc că vorbesc repede, dar asta nu înseamnă că nu știu să vorbesc. În fine, haideți să vedem. Balanță, în prima săptămână, sunteți chemați, cum am zis mai devreme și îmi place când cărțile confirmă, sunteți chemați să echilibrați ceva în viața voastră. Poate aveți niște probleme legale, dar voi știți, trebuie să le studiați. Poate aveți de-a face cu cineva care, eu știu, lucrează în domeniul acesta, avocat, avocată, eu știu, notari, în fine. Balanță, 7 de cupe și 8 de monede. Că e o balanță în viața voastră, că sunteți voi care încercați să vă echilibrați, repet, variază. Pentru că puteți voi să reprezentați această carte, să preluați energia cărților sau să fie altă persoană. Balanța aceasta... Are niște vise, visuri, opțiuni, idealuri, idei pe care ar vrea să le exprime. 8 de bute, cel puțin în prima parte a lui aprilie. Poate nici nu sunteți berbeci, poate sunteți balanță cu ascendent în berbec sau eu știu ce aveți, da, în harta natală. Apare în această primă săptămână această influență, care probabil vine dintr-un trecut, de săptămânile anterioare, de prin martie. Probabil că aveți multe idei, opțiuni, trebuie să vă echilibrați ca să alegeți, că ați văzut mai devreme și 2 de spade, ca să alegeți, corect, pentru 7 de cupe, trebuie să aleagă dintre toate cupele cea care este cea mai potrivită. Evident că poate să fie vorba și de această nouă dragoste. Dar poate să fie, pot să fie opțiuni în hobby-uri, cum să vă petreceți timpul, pot să fie opțiuni profesionale. În această perioadă în care ne izolăm, poate vă gândiți cum să vă restructurați cariera. Oricum, ca să puteți alege în această stare, nu puteți nici de confuzie, nici de visare, trebuie să vă echilibrați. Și în momentul în care vă echilibrați, normal așa ar trebui să arate cărțile, în momentul în care vă echilibrați, puteți să comunicați, să călătoriți, mai spre sfârșitul lui aprilie, poate. Dar gândul acesta posibil vă marchează începutul lui aprilie. Dacă nu e vorba de călătorie, poate să fie o călătorie virtuală, da? Am zis să vorbiți.
Undeva pe la jumătatea lui aprilie, iar apare semn de aer, mai mult sau mai puțin, semn de foc și semn de... Mai, am senzația un... Să-mi zic mai întâi mesajul și apoi să zic al doilea. Dacă sunteți într-o relație cu un semn de aer, voi semn de foc, s-ar putea între voi să apară un semn de apă, unii, nu o luați acum, da? De ca și când toți veți trece prin această situație. Pentru că un valet poate să fie chiar și un copil. Am zis pe la jumătatea lui aprilie, acest cavaler de spade, nevoia de a comunica, ei sau voi, despre acest conflict interior, probabil generat de șapte de cupe, de o stare de confuzie, de fantezie, de prea multe opțiuni. Da? În cazul în care nu vă echilibrați, continuă acest conflict interior. Posibil unii dintre voi, ca să manifestați, e o carte 8, da, a manifestării, să manifestați ceea ce alegeți, ia să punem cărțile cum ar trebui să fie, ceea ce alegeți în stare de echilibru, conștientizați că va trebui să vă luptați cu concurența, cu vecinii, cu bârfele, într-un anumit context și poate într-un fel sau altul să vă detașați emoțional de ceva ce nu vă priește. De ceva ce nu vă priește. Ia să le așez înapoi, cum erau. Vreți să comunicați despre aceste conflicte interioare, despre aceste nemulțumiri emoționale din trecut, pe care, ia uite, 8 și 8, pe care vreți să le transformați. Mai spre sfârșitul lui aprilie aveți valetul de cupe, până la urmă se va comunica. Și eu cred că dacă vă detașați de aceste nemulțumiri emoționale, cineva s-ar putea să vină în preajma voastră și să vă ofere această nouă cupă. Această posibilitate de a fi mai satisfăcuți emoțional. Oare mă înțelegeți? Și asta vă ajută să vă echilibrați, iar semnul balanței a doua oară, să vă echilibrați după o perioadă în care v-ați simțit izolați. E cartea izolării, a carantinei, da? A problemelor financiare, s-a cheltuit acum foarte mult cu alimentarea, cu medicamentele de care eu știu toți avem nevoie sau e bine să le avem în casă, cu tot ce este necesar pentru a fi izolat și totuși a fi în sub protecție. Spre sfârșitul lui aprilie am spus, cineva, eu simt că altă persoană, cineva vine și vă face o ofertă. Interesant. Interesant. Eu le-aș vedea așa. Acum, v-am zis, nu limităm manifestările în funcție de o săptămână sau două. Dacă sunteți într-adevăr într-o stare de confuzie emoțională, aveți multe opțiuni, persoane la care să vă gândiți, la un moment dat cineva apare cu această compasiune, că sunt ei, eu zic că sunt ei, da, și este susținut această carte, practicați compasiunea. Cineva vine și vă oferă ceva foarte, foarte frumos și vă învață să vă iubiți, iubește ceea ce ești, da? Și asta dovedește faptul că lăsați în urmă ce nu vă priește și mergeți către nouă de cupe, către dragoste și stimă față de voi înșivă. Că asta înseamnă nouă de cupe. Înseamnă satisfacție. Înseamnă să vă iubiți. Înseamnă să petreceți timp de calitate. Înseamnă să renunțați la conflicte, la un limbaj foarte dur sau anost sau persoane care se exprimă așa. Pentru că în aceste momente nu avem nevoie. Da, avem nevoie de logică, dar felul în care comunicăm ar trebui să fie mai blând. Vedeți cum se așează cărțile?
7, vine oferta, apoi 8. Oferta aceasta care de fapt care creează 9, dar vă ajută să vă detașați de ceea ce nu v-a prit. Ei, și în acest fel vă echilibrați viața. Am zis, este posibil la un moment dat, pentru unii, într-un fel sau altul, să existe un trio. Trio poate să însemne și un copil, poate să fie și un job, poate să fie și un membru al familiei, să zic mama, tata, da? Cineva care influențează o relație. La capătul setului, vă faceți griji multe. 8 de spade. Despre acest nou început, da? E un nou început care vine într-un mod tulburător, o separare și un început, o trezire la o nouă direcție, 0 și 9, da? 9, nu, vreau să zic nouă dragoste. Câte minute, 20 de minute. Aș vrea totuși să clarific, ia uite, iar vă faceți griji, vinovăție, aveți o senzație de vinovăție, unii dintre voi. Încetiniți un pic, calmați-vă, fiți un pic mai pragmatici. Și, iar 6 de monede, compromisul. Încercați să schimbați schimbarea și să renașteți și să mergeți către succes. Dar când reușiți să schimbați, în momentul în care faceți compromisurile care nu vă derutează de la drumul vostru, e bine să facem compromisuri. Da, există justiție și balanță pe lumea asta și în acest zodiac, da? E bine să facem compromisuri, dar nu în detrimentul misiunii noastre, nu în detrimentul valorilor și ale satisfacției noastre emoționale, da? 8-9, am zis, da? 8-9. Faceți compromisuri, trebuie să facem uneori, asta e clar, dar nu mai mult decât e cazul. Iar transformare. Clarificăm 7 de cupe. Curiozitate. Sau nu, hai să le clarificăm pe toate. Bebec, aprilie, 2020. Ok. Hai să le clarificăm pe toate. Tot am vorbit destul de repede și s-au dus 20 de minute. Ia uite, conștiință. Conștiința echilibrului. Nevoia de echilibru. Iar conștiință, trezire și conștiință, de fapt. Bine, sunt traduceri destul de delicate. În spatele iluziilor. În spatele iluziilor, iar. Astea sunt iluzii aici. Au venit peste 8 de monede. Trebuie să vedeți în spatele iluziilor ca să puteți alege corect. Și cum faceți asta? Conectându-vă la al treilea ochi, meditând, da? Meditând, intrând în echilibru, în echilibru. Da, justiția poate să fie și în acest context nevoia de a medita. Și de a vă descoperi în spatele aparențelor. Outsider, da? Similar cu 5 de monede. Vă simțiți un pic izolați, un pic mai mult, da? E clar, sunt două cărți care sugerează chestia asta, ba chiar 3 cu 8 de spade. La jumătatea lui martie, poate aprilie. Vreți să comunicați, vreți să spargeți aceste lanțuri, să ieșiți afară din casă, să scăpați de acest conflict. Experiență. Câștigați experiență. Posibilități. Momentul în care vă îndepărtați de conflicte, și de nemulțumirile emoționale pe care le-ați acumulat de-a lungul timpului, momentul în care vă îndepărtați de ele, căpătați experiență de viață și sunteți puși într-o situație în care trebuie să alegeți, să vă ridicați deasupra peisajului și să vedeți lucrurile în perspectivă. Dacă sunteți în miezul situației, nu puteți alege. Da, aveți aici cel puțin 3 cărți care sugerează meditație, echilibru, conștiință, trezire, da? Spre sfârșitul lunii apare rebelul. Rebelul e similar cu împăratul.
reprezintă Marte, Uranus. Este o forță care vă influențează, o forță care, un foc care vine din sinea voastră, din interiorul vostru, vă ajută să vă eliberați emoțional de ceva ce nu v-a prins. Voi știți mai bine că variază de la persoană la persoană. Lăsați în urmă, letting go, lăsați în urmă, apar câte cărți apar, să lăsați în urmă ce nu vă priește. Ca să vă echilibrați, da? Ca să vă echilibrați. Dacă ați fost într-un trio, da, evident că este și posibilitatea asta, lăsați în urmă trioul și echilibrați-vă, dragii mei. Yeah. Echilibrați-vă. Viața. Ah, ghidaj. Ghidaj 3 de monede, similar. Deci dacă v-ați simțit izolați, la un moment dat, spre sfârșitul lui aprilie, începe să vă reconstruiți. Pentru că 3 de monede înseamnă construcție, dar poate să fie și construcția voastră interioară. Poate construiți, unii dintre voi, posibil să construiți această nouă dragoste. Primiți ghidaj. Îmi plac cărțile astea, că sunt altfel. Primiți ghidaj divin. Primiți ghidaj. Cum să vă reconstruiți financiar, să zicem, unii dintre voi, că e și cartea problemelor financiare. Și emoțional, posibil, primiți ghidaj. Cum și ce să alegeți în această eliberare emoțională, în aceste conflicte sau eliberarea de conflicte. Și e frumos, da? Cum se arată? Dacă aici, la un moment dat, vă simțiți izolați, închiși, forțați, spargeți lanțurile, ce fain să așa, da? Spargeți lanțurile, nu mai suportați. Nu neapărat carantina, o situație, dar evident că poate să fie legată și de această stare. Undeva apare și amânarea. Similar cu 4 de spade, iar semn de aer pentru unii sau alții. Dar cartea mi se pare pozitivă în acest moment. Dacă lucrurile se amână profesional, sentimental, se amână cu un scop, ca să vedem peisajul, să vedem oportunitățile astea, da? 7 de cupe, să le vedem cu alți ochi, cu al treilea ochi, într-un peisaj gri, să vedem un peisaj colorat. Și pentru asta ne trebuie timp, trebuie să amânăm alte acțiuni, sau să amânați alte chestiuni, și asta de fapt înseamnă ce? Vindecare, dacă e similar cu 4 de spade. Vindecare mentală, da? De niște griji, iar griuri, ia uite. Încercați să ieșiți din această umbră, din acest peisaj monocrom, într-un fel creativ, cu rebelul, prin compasiune, timp de calitate, am zis, cu voi înșivă. Printr-o conexiune spirituală, iar cu latura voastră feminină sau masculină, nu neapărat cu cineva, și învățați să vă iubiți. Pentru că e foarte important. Cărți frumoase. Mă bucur că le-am clarificat. La capătul setului de cărți ce apare? Iar o cușcă. Dar înțelegeți dintr-o altă perspectivă. Înțelegeți de ce este necesară această amânare, această izolare. Și este minunat. Pentru că aveți trezire, aveți conștiință. Aveți ghidaj. Ghidaj divin. Aveți acest înger care vă protejează, primiți eventual mesaje, poate acest 8 de bâte poate să reprezinte mesajele pe care le primiți de la cineva, poate această balanță să fie un vorbitor, un orator, da? Care vă inspiră, posibil. Da? Sunt multe variante, sper că vă creați singur cât de cât, că voi știți mai bine ce se întâmplă în viața voastră, e totuși o etalare colectivă.
Și dacă este ceva ce nu rezonează cu voi, nu e nicio problemă, se poate întâmpla, colectivul înseamnă foarte mult și nicio etalare nu poate să vă mulțumească pe toți. Mergeți la cineva, pe alt canal, sunt atâția cititori talentați. Deci la capătul setului de cărți aveți înțelegere. De ce a trebuit să treceți prin câte ați trecut? Comparați! Iar 5 de spade, comparați situația. Cum a fost înainte de izolare, cum este după și, da, 5 de spade, și eventual încercați iar să ieșiți dintr-o relație în care undeva v-ați mințit sau ați fost mințiți, ați atârnat de un trecut care nu vă reprezenta, iar apare nebunul. Aveți nevoie să începeți ceva de la zero. Poate să fie și un hobby, poate să fie orice. Voi știți mai bine ce vreți să începeți. Ideea e că vă doriți să ieșiți dintr-o relație care probabil vă ținea foarte mult pe loc și vreți să intrați într-o altă relație în care deja se face acest contact. Ia uite ce frumos! Aveți o legătură spirituală, da? Spiritual connection. Aici este. Pentru unii dintre voi. Posibil această nouă dragoste. Dar, repet, poate să fie și cu voi înșivă. Cam aceasta ar fi etalarea pentru berbeci. Vă pup! Vă doresc protecție divină, dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!